Arhitectura este arta și știința de a pune în practică ideile abstracte într-o realitate, combinând competențele dobândite în mediul educațional și mai apoi în practică. Arhitectura are puterea de a inspira și de a crea legături interumane din interacționarea cu aceasta. Arhitectura vine din pasiune, din dorința de a face un bine atât individual cât și colectiv. Nu este o profesie ca celelalte, nu se poate practica în 8 ore pe zi, de luni până vineri, este de fapt un stil de viață. Așa cum spunea și o arhitectă faimoasă, Zaha Hadid, arhitectura înseamnă cu adevărat bunăstare. Oamenii vor să se simtă bine într-un spațiu, pe de o parte este vorba despre adăpost, dar este și de plăcere. Domeniul atrage prin faptul că nu este stagnant. Este într-o evoluție continuă de a satisface nevoile societății cu materiale și tehnologii îmbunătățite periodic. Un arhitect nu doar construiește, el este și om de afaceri, project manager, cercetător, sociolog, psiholog, fotograf, bineînțeles, utilizator. Este o multitudine de meserii. Târgu Mureș a valorificat această oportunitate. Relațiile internaționale ale Universității George Emil Palade sunt un real avantaj pentru studenții noștri. De asemenea, faptul că acest program de studii este exclusiv în limba engleză le deschide viitorilor absolvenți o poartă către o rețea internațională de profesioniști. Pe parcursul a 6 ani, studenții vor învăța, pe lângă partea academică, și competențe de comunicare, relaționare cu clienții, lucru în echipă, răbdare și perseverență, responsabilitate. Vor învăța un mod de a lucra și de a-și dezvolta aceste calități. Visul de a deveni arhitect a devenit o realitate în orașul nostru.